Care este cea mai importantă problema României în momentul ăsta și cum o vedeți dumneavoastră rezolvată, se presupunând că veți ajunge la un moment dat la putere, fie ca președinte, care puteți numi sau desemna un prim-ministru, fie ca prim-ministru? Să știți că nu pot să vă spun o singură problemă. Pentru cea mai importantă, după părerea mea. Nu există. România a ajuns într-un stadiu, este în faliment, eu spun de 2 ani de zile, acum în sfârșit jurnaliștii economici spun ceea ce spun eu de 2 ani. Când ajungi în pragul falimentului sau când intri deja în faliment, deja gândiți-vă că tot planul de reorganizare a eșuat, da? Ducându-mă pe cadrul legal. Și în acel moment, în cadrul falimentului, nu mai există cale de întoarcere. E, politic există cale de întoarcere. Pentru că asta diferențiază cadrul juridic de cadrul politic. Una dintre marile probleme ale României este problema juridică. Pentru că dacă nu există justiție, nu ai ordine socială, nu ai ordine de drept, nu ai stat de drept. Însă, această problemă a justiției vine din faptul că avem o clasă politică deprofesionalizată. Și nu o luați în sensul că ar trebui să avem politicieni cu o profesie de politician. Nu. Am auzit chestiunea asta, nu sunt de acord cu ea și vă spun și de ce. Ca politician înseamnă că stai doar prin parlament, prin instituțiile publice. Tu nu ai o experiență de sine stătătoare, nu ai o profesie, da? Asta nu poate să fie o profesie. Politicianul vine ca urmare a exercitării unei profesii și a unei experiențe de viață și profesionale. E, această clasă politică nu numai că s-a deprofesionalizat, este o clasă analfabetă funcțională. Pur și simplu, credeți-mă, dacă spun 80% e puțin. Peste 90% din politicieni sunt analfabeți funcționali. Adică ce? Nu înțeleg textul, un text citit? Ca da, să... nu înțeleg. Nu au capacitatea să înțeleagă nu numai textul, problematica socială, problematica politică. N-au nici cultură, sunt total, sunt tabula rasa, efectiv. Nu au cultură politică, nu au cultură diplomatică, nu au cultură juridică. Spuneți-mi și mie, momentul în care te duci în Parlament, tu acolo faci legi. Se presupune că măcar acea ordonanță pentru tehnică legislativă, tu o cunoști. Cum să o cunoști când cei mai mulți dintre ei nu au avut o profesie în viața lor? Îi bagă de la 20 ceva de ani în Parlament, în Camera Deputaților și de acolo oamenii da, se duc mai departe. Cum ajungem noi să avem o clasă politică profesionistă dacă oamenii aleg, cum aleg? Trebuie să schimbăm poporul sau cum? Trebuie educat poporul. Da, dar avem... până se educă, noi trebuie n-ai să avem niște alegeri. Faci. Știu, avem niște alegeri. Tocmai de aceea am venit. Să știți că mie nu face nicio plăcere să fac politică. Cel puțin nu politica care se face în ziua de azi. Eu vin din rețeaua profesioniștilor la domnului profesor Florian Colceac. Acolo stau de vorbă cu oameni cu o pregătire vastă, cu cultură generală, cultură și politică și cultură a diplomației, cunoștințe de istorie, cunoștințe de psihologie, de educație socială. Credeți-mă că trebuie educat poporul și va trebui cumva... Uitați-vă că totuși nu e chiar fără speranță situația. O mare parte din popor s-a îndreptat către profesioniști. Când eu am intrat în Parlament, Partidul Aur nu era cunoscut. A avut 0,47% la alegerile locale. La 2 luni după intrarea mea și a rețelei profesioniștilor în Aur, că de fapt asta a atras. Vedeți, poporul e avid, își dorește să fie condus de profesioniști. Domnul profesor Florian Colceag, antrenorul de genii, era foarte cunoscut. Eu eram extrem de cunoscută pentru că am, nu numai din anul 2020,
Eram cunoscută datorită intervențiilor mele la TVR. Eu am avut o colaborare cu TVR-ul de vreo 15 ani și am adus în prim plan plus cu revista online Femei de 10.ro, unde săptămânal, iar în timpul pandemiei, în fiecare zi aveam articole în care educam juridic românii ca să se descurce, pentru că ați văzut, a fost o întreagă nebunie juridică, în cel puțin în starea de urgență. Paralel, nu știu dacă se poate obține chiar majoritatea. Dacă ar fi să mă iau după sondajele lor, nu. Dar dacă ar fi să mă iau după ceea ce este în teren la firul ierbii, eu vă spun că peste 70% din români ar vota Diana Șoșoacă și SOS România. Pentru că eu, se deosebire de alții, mă duc. E, acum venim la acești politicieni de care ne lovim acum, care sunt obișnuiți cu foarte mulți bani, care vin și pe calea Apple-ului, dar și pe căi ascunse din partea unor investitori care le dau bani, pentru că ei știu că dacă aceste partide ar fi cunoscute de 33 de ani ajung la guvernare, vor câștiga niște licitații, evident ilegal, și atunci ajungem la injustiție, nu îi pedepsește nimeni și de acolo, din banii aceia, o anumită sumă, un comision, se duce către politic. Da? Nu mai vorbim că și o parte a presei este ținută în hățuri de către politic. Și asta nu este corect nici față de jurnaliști. Pentru că jurnalistul trebuie să fie independent. Să știți că de aceea nici nu am atacat vreodată, deși ei m-au atacat, jurnaliști cu minciuni. Eu puteam să-i dau în judecată, puteam să le fac plângeri penale. Nu am făcut-o din respect pentru articolul 30 din Constituție, libertatea de exprimare și opinie. Ok, vă pun o întrebare legată de, că ați amintit mai devreme, de aur. Întrebare pe care am pus-o prietena mea, care mi-a zis așa, când a auzit că urmează să vorbesc cu dumneavoastră, mi-a zis așa. Eu mă întreb următorul lucru, dacă eu sunt simpatizant aur, și am și votat cu aur la ultimele alegeri, ce m-ar face pe mine să nu mai votez aur și să votez cu doamna Șoșoacă? Păi, în primul rând, cei mai mulți dintre cei care au votat aur pentru Diana Șoșoacă și rețeaua profesioniștilor pe care Simion a dat-o afară. Noi am fost dați afară de către domnul Simion. După dar de unde a plecat această neînțelegere între dumneavoastră? Păi care este motivul? Dar nici nu a fost decât înțelegerea ca profesioniștii să intre în Parlament. Ori profesioniștii toți au avut procente între 9 și 11%. Eu am fost cu aproape 14% și am intrat direct în Senat. Și li s-au luat aceste procente pentru a li se adăuga inclusiv lui Simion și lui Târziu, care pe București nu a obținut 5%, și lui Ringo Dămureanu, care avea nici 4%, și s-au luat din, de la rețeaua profesională, domnul Colceag a avut vreo 9%, Vinereanu vreo 10%, Horneț 11%, domnul Alex Tănilă vreo 9%. Toate aceste procente le-au luat și le-au dus către locurile care nu aveau 5% prag de trecere. Pentru la redistribuire așa se face. Mă interesează pe fond. Deci o neînțelegere de principiu între dumneavoastră și actuala conducere, domnul Simion Târziu. Nu, ei doar s-au folosit. Noi am avut principii, ei le-au încălcat. Ei ne-au rugat să intrăm la ei. Deci Simion, cred că m-a sunat jumătate din anul 2020 să intru în aur și nu am vrut. Eu am intrat în ultima zi pentru că așa a făcut rețeaua profesioniștilor. Eu am intrat pe rețeaua profesioniștilor și vreau să menționez că niciodată nu am fost membru al neamului românesc. Trebuia să se candideze, inclusiv aurul trebuia să candideze pe listele neamului românesc și deodată domnul Simion a venit cu niște semnături și a spus că el le are. Da? Ca să înțelegeți. Iar, stați puțin, de ce ar vota Diana Șoșoacă și nu aur? Da. Păi ne uităm la fapte. Faptele vorbesc. Partidul Aur are numai vot împotriva românilor și înțelegeri cu PSD-ul. Ultimele voturi. Este o alianță pentru unirea românilor, da? Presupui că ar vrea să ne unim cu Moldova și să ne luăm și teritoriile din Ucraina, pentru că Ucraina, prin existența sa, reinstaurează pactul Ribbentrop-Molotov, care a fost denunțat. Acele teritorii au fost ale României. Au fost ocupate de către Uniunea Sovietică și ulterior, deși pactul Ribbentrop-Molotov a fost denunțat, i s-au dat Ucrainei. Pe nedrept, le deține ilegal. Okay, și atunci Aur, la inițiativele mele de unire cu Republica Moldova și de
începerea negocierilor pentru teritoriile din Ucraina, a votat împotrivă. Ultimul vot împotriva unui element național al aurului a fost la ultima ședință plen comun al Camerelor Reunite, când s-a votat, datorită unor acțiuni ale mele, să se intoneze imnul României înaintea fiecărei ședințe a plenului reunit. Și aurul a ales să iasă din sală. A zis că el n-are nevoie să voteze așa ceva. Doi la mână, pașaportul verde. Pașaportul verde a căzut la Senat pentru că eu am apurtat discuții cu domnul profesor dr. Străinu Cercel de la PSD, convingându-l, pentru că dânsul este un profesionist, mă rog, nu l-a scos nimeni din nebunia sa medicală, dar a înțeles din punct de vedere juridic că un pașaport verde nu îi rezolvă situația medicală pe care o considera dânsul. E, vreau să spun că eu am oprit acolo, nu ei, ei n-au făcut niciun demers în Senat. Mai mult, am avut inițiativă legislativă pentru reintroducerea în codul penal a infracțiunii de subminare a economiei naționale. Ei nu au votat-o. S-au abținut de la vot. Uitați-vă cum se duce domnul Simion la ambasada Israelului și acceptă în schimbul ofertei Israelului de a sprijini la prezidențiale să a declarat, nu că o să facă, a declarat deja că poporul român este antisemit. Dacă dumneavoastră vă simțiți că sunteți antisemit, eu nu mă simt. Că noi suntem vinovați de Holocaust. Că trebuie să se studieze istoria evreilor în România și că trebuie adoptată noua definiție a antisemitismului și în România. Dar nu considerați că avem și noi o vină în legătură cu... totuși în România, ce puțin la Iași, au fost niște crime. Ați vorbit cu profesor de istorie? Să vedeți cine a făcut crimele? Am vorbit cu mulți și am văzut și documentare și am citit și cărți. Da, cred că ar trebui să... E bine documentată. Nu e bine documentată. Sunt foarte mulți istorici care contrazic chestiunea oficială. Niciodată poporul român nu a fost antisemit, din contră... Da, într-adevăr, nu poporul român, că asta este o greșeală să a fost un popor. Dar nici Iașu nu a făcut așa ceva, nu vă supărați. Dar au fost niște români. Nu, cred că au fost niște naziști, niște nemți care au făcut chestia asta. Cred că ar trebui să se studieze mai cu atenție actele din Arhivele Naționale ale Istoriei. Cred că ar trebui scos Institutul Elie Wiesel din toată această chestiune, pentru că Institutul Elie Wiesel a ajuns să facă și sondaje pe antisemitism în România. Nu știu dacă ați văzut ultimul așa. Nu mai vorbim că Institutul Elie Wiesel a formulat vreo 2 sau 3 plângeri penale împotriva mea pentru antisemitism, pentru aserțiuni din Parlamentul României care în conformitate cu art. 72 Constituție nu pot fi trase la răspundere fiind imunitate parlamentară pentru declarații politice și nici măcar n-am zis nimic de evrei. Și mi-aduc aminte în 2010 Shimon Peres, care în România a mulțumit României pentru cei 400.000 de evrei pe care România i-a salvat din cei 430 și ceva de mii de evrei care erau la momentul ăla. Deci când a făcut România Holocaust? Când a omorât România, când nu știam cum să-i mai salvăm? Haideți să fim serioși. Istoria se scrie și cu aserțiunile unor evrei care au mulțumit României. Okay. Și, deci... Da. Oamenii, în primul rând, trebuie să înțeleagă, să se uite după faptele tuturor. În timp ce eu mi-am păstrat linia dreaptă și am construit de la zero un partid, fără ajutorul serviciilor, da? Fără să am antreprenori care să ne dea bani, cum se întâmplă la Aur, este o adunare de oameni cu o sumedenie de interese și nimic pentru popor, cu tot respectul. Fură idei, fură... Deci chestia aia cu salariul minim pe economie, 5.000 de lei, este propunerea mea în Parlamentul României. Am formulat-o de nenumărate ori, am făcut și interpelări către prim-ministru, arătându-i inclusiv posibilitatea de a se ajunge acolo. Deci, să fur drept de proprietate intelectuală. Ăsta este ceea ce face. Mai mult, cum vă închipuiți că eu, care sunt cotată inclusiv de lui Figaro, suveranistă, da?
Eu nu am acces la nicio televiziune în afară de Nașul TV, care nu e subvenționată de stat și nu e plătită de partide, da? Și nici noi, SOS România, nu plătim prezența mea la Nașul TV. Niciodată nu am plătit nimic. Și o afirm aici. În afară de Nașul TV, din televiziunile pe cablu, și în afară de Luiza Zarus Deus TV online și BZI și Dis TV, eu nu sunt invitată nicăieri decât eventual prin televiziunile regionale. Inclusiv ieri la conferința de presă, trusturile au menționat că o interdicție să se prezinte la conferințele de presă ale Dianei Șoșoacă și SOS România. Hai să punem în balanță. Cum Aurul și Simion au loc peste tot în media, inclusiv la Gigi24, cum spunem noi, da? Și, cum se spun, la latrinele TV, unde nu poți să ai acces decât dacă ești cu PSD-ul sau cu PNL-ul, și cum Diana Șoșoacă e interzisă peste tot și sunt numai emisiuni care mă denigrează, dar care, din păcate, nu și-au atins scopul lor. Ok. Acum, pentru ei, din hai păcate. Să judecăm o situație ipotetică. Ajungeți, probabil că veți intra în Parlament, se pune în discuție după alegerile parlamentare o eventuală coaliție de guvernare, pentru că este puțin probabil ca un partid să obțină mai mult de 50%. Este absolut evident. Discutăm ipotetic totuși. Cu ce partid, în situația de într-o asemenea situație, cu ce partide ați fi dispuse să intrați în discuții măcar și cu ce partide n-ați fi dispuse să discutați niciodată pentru o coaliție guvernamentală? Vreau să vă spun un lucru. Eu nu mă gândesc până acolo. Mă gândesc la europarlamentare. Europarlamentarele vor tranșa foarte mult situația politică din România. Și mai este un an. Un an în care, credeți-mă, în această campanie care deja a început, foarte multe din aceste partide își vor arăta adevărata față. Mai mult, câteva dintre partide își vor pierde liderii, iar câteva se vor destrăma. Da, este cine... prematur să spun eu acum. Cine își va pierde liderii? Cine credeți? Ce partid? De exemplu, inclusiv în Aur se discută îndepărtarea lui Simion. De către cine? Păi de către prietenii lui. De către Târziu sau... Prietenii lui, da. Am înțeles. Bine, și deci nu e prea târziu. O să fie niște schimbări. Da. O să fie niște schimbări. Doi la mână. Eu consider că dacă alegerile se vor desfășura corect, SOS România va avea peste 50%. Și aici nu glumesc. Pentru că avem profesioniști de înaltă calitate. Noi avem oameni care chiar au demonstrat ceva în viața lor. Eu am o luptă continuă și, într-adevăr, acesta este un partid de lider. Ceea ce nu mai vedeți în spectrul românesc. De când a murit Corneliu Vadim Tudor, nu să-l odihnească, niciun alt partid nu a mai fost partid de lider. Iar eu, când am fost îndepărtată din Aur de Simion, a fost și pentru că oamenii din teritoriu cereau congres și Diana Șoșoacă să fie aleasă președinte. Sunt chestiuni de culise pe care nu le știți. Evident că nu am achiesat la această chestiune, nu mă interesa să conduc Aurul și vă spun și de ce. Pentru că în micul meu periplu de 3 luni de zile prin Aur sau 4, cât octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, că pe 10 februarie m-am dat afară, deci pe aproape 4 luni. Eu am intrat pe 21 octombrie, pe 22 mi-au depus candidatura, deci nici măcar 3 luni și jumate, să zic. Am observat ce se întâmplă în Aur, cine este în spatele celor din Aur, cum sunt serviciile implicate în partidul Aur. Și dacă am fi avut o speranță că ar fi serviciile acelea naționaliste la care sperăm toți, da, iubitoare de țară, patriotice, care să ajute România, din păcate, din ceea ce vedem, nu ajută cu nimic România, ci se duc spre globalism. Deci urmează același trend PSD, PNL, USR, UDMR, PMP, Pro-România. Și atunci, mie mi se pare că este prematur. Uitați-vă cum se construiesc tot felul de blocuri politice. Nu am cum să vă spun, pentru că, uitați-vă, în urmă cu 3 ani, în 2020, s-ar fi gândit vreodată cineva că PMP-ul lui Băsescu nu va accede în Parlament? Era o utopie, nu te puteai gândi la așa ceva. Și totuși, s-au oprit la 4,99%.
Foarte interesant jocul, nu? Deci dacă vor, te opresc. Da. Se gândea cineva că nu mai intră Ponta? Sau că Teodorovici la Tulcea nu apucă acel mandat? Apropo, domnul Teodorovici a fost victima unui aranjament al aurului. Pentru că în locul lui Teodorovici s-a acceptat de către PSD și PNL să intre un reprezentant al aurului. Vedeți? Bun, okay. Sunt jocuri de culisă. Okay. Să zicem că mergem pe varianta, ajungeți dumneavoastră cu 50% în Parlament și veți câștiga eventual și președinția, da? Eu nu mi-am anunțat candidatura. Să zicem. Da, vă mulțumesc că mă anunțați noastră, dar eu chiar am anunțat-o. Aveți în intenție, apropo... Nu știu, depinde ce se va întâmpla. S-ar putea să mai fie alegeri. Ce facem? Dar dacă sunt? Nu știu, vedem, în funcție de ce se întâmplă în europarlamentare. Evitați întrebarea, am înțeles răspunsul, pardon. Ok. Pe cine ați prefera prim-ministru? Pe cine? Dacă ați avea puterea să desemnați un prim-ministru, pe cine? În niciun caz... pe cineva foarte cunoscut în politică. Am în minte cel puțin două sau trei persoane pentru prim-ministru care ar putea face față și ca prim-ministru și ca ministru de finanțe și ca ministru al economiei și ministru al energiei. Îți trebuie în primul rând un foarte bun organizator. Un om foarte vertical. Cumva să semene cu mine, dar să se știe să și colaboreze cu ceilalți, să le aprecieze capacitatea profesională și noi avem deja un guvern din umbră. Încerc să-i fac pe oameni să se înțeleagă între ei, pentru că știți, când ai foarte multe eminențe cenușii, profesioniști care au avut foarte multe succese în viața lor, e greu să-i faci să interrelaționeze cu ceilalți, pentru că mai sunt și opinii diferite. Însă se pot armoniza, să știți. Și asta încercăm în SOS România. Armonizarea acestor capacități care pot să ridice România din temelii. Nu vreau să dau nume, pentru că mi este foarte clar că în momentul ăla toată presa se va năpusti asupra acestor oameni. Okay, dar dumneavoastră vă vedeți în poziție de prim-ministru? M-aș vedea în orice poziție de conducere în țara asta, pentru că eu una cel puțin am demonstrat că pot să conduc și pot să adun în jurul meu foarte mulți profesioniști și am putut să fac un lucru pe care nu l-a mai făcut nimeni. Să trezesc conștiința națională. Ori aici este nevoie de colaborare cu poporul. Poporul trebuie să înțeleagă că suntem în faliment. Noi când vom merge la guvernare, vă spun un lucru, ei ne vor lăsa pe minus, nici măcar pe zero. Toate cifrele pe care le vedeți la Ministerul Finanțelor sunt false. Și sunt sesizate organele de anchetă. Nu vor face anchetă, dar măcar ne exercităm obligația de a depune aceste plângeri. Uitați-vă cum vin ordonanțe peste ordonanțe. De ce nu fac legi? De ce nu se discută? De ce nu sunt în transparență publică? Pentru că ei nu au nevoie să vină cineva și să le spună lor ce să facă. Eu am avut o discuție în audiență cu domnul prim-ministru Ciolacu. Și vreau să vă spun că ia totul într-un mod extrem de facil, pentru că el se bazează foarte mult pe ceea ce îi spun alții. Eu înțeleg că te bazezi foarte mult pe ceea ce spun alții, dar încearcă să-i ascult pe ceilalți. Am și spus, îndepărtează-ți toți cei care îți spun numai cuvinte laudative și încearcă să cobori pe pământ, pentru că, de exemplu, în ordonanța de ușa dimineață i-am scris și am trimis un clip cu tot dezastru din România, mi-a și răspuns și mi-a spus că exagerez și am spus, când am venit la tine cu ordonanța de urgență cu cheșul, ai spus că mint. La o lună, după ce am scos tot SOS-ul în toată România și toată lumea ți-a făcut observații și au venit și antreprenorii, pe care nu mai erau numai cheșul, erau și niște chestiuni financiare, ai înțeles că acest OUG a fost o greșeală. Deci dacă, măcar din punctul ăsta de vedere, ia în considerare ce spun. Și de ce vă spun că vorbesc cu ei cu toți? Pentru că ei au această funcție în mână, au pixul și poate să semneze. Apropo de ori dacă eu reușesc să-l conving măcar în
într-o direcție, să înțeleagă că acolo e greșit, măcar o parte din din atribuțiile pe care le am și din intenția mea bună s-a îndeplinit, pentru că pe mine nu mă interesează, acum poate să fie oricine la la conducere. Noi avem obligația să-i tragem de mânecă și să le spunem: oameni buni, nu e bine ce faceți. Dacă reușim să-i deviem de pe drumul greșit și să-i punem pe drumul drept, este foarte bine. Nici nu mă interesează cine o face. Pentru că ei la momentul ăsta au majoritatea. Da, deci eu dacă vă spun, dacă eu din partea aceasta, din poziția mea de senator, fără nici o funcție de conducere, am reușit să conving, de exemplu, PSD-ul și PNL-ul să se abțină la votul cu pașaportul verde. Dacă eu, un simplu senator, am reușit să opresc legea educației sexuale și să-i fac să înțeleagă logic că nu este ok ce se întâmplă aducându-le acel manual al OMS-ului, da? Care este cumplit de la 0 la 4 ani să-ți înveți copilul să se masturbeze. Este o nebunie totală. Da? Sunt rele tratamente aplicate minorului acolo, nu manual de educație. Deci dacă din acest punct de vedere am reușit, credeți că eu n-aș putea să reușesc să conduc o mână de fier? Pentru că da, eu SOS România conduc o mână de fier. Și România ați conduce o mână de fier? N-ați încălcat drepturile omului? Nu. Pentru că exact asta, a avea mână de fier, înseamnă a face instituțiile să funcționeze. Și să respecte... Nu poate un om să facă instituțiile. Ba da. Ba da, pentru legile care, Constituția... Legea care... există, din păcate nu mai ascultă nimeni. Uitați-vă ce spun. Constituția și în Parlament. Câte legi au căzut la controlul de constituționalitate? Foarte multe. Dacă, bineînțeles, se respectă normele constituționale și se atacă la Curtea Constituțională. Dar, ca președinte, nu puteți dumneavoastră să... faceți foarte multe lucruri în legătură cu... E eronată percepția pe care o aveți. Președintele României este cel mai puternic om în stat. De adevărat, de Constituția nu-i permite. Ba exact, Constituția îi permite și niciunul n-a făcut-o. Gândiți-vă că inclusiv domnul când a venit la noi la școala de vară și domnul Teodorovici și domnul Aurelian Pavelescu, președintele PNCCD, au spus așa: nimeni în 33 de ani nu a înțeles care sunt prerogativele și puterea unui senator. Diana Șoșoacă a reușit. Pentru că eu știu drept, pentru că eu știu să interpretez legea. Tot ceea ce am făcut, a făcut în limitele legale și în obligația pe care o am ca senator. Ceilalți dorm. Gândiți-vă că România este republică semiprezidențială. Dacă președintele n-ar fi fost cel mai puternic, spunea că este republică semiparlamentară, da? Și îi dădea putere Parlamentului. Deci numai din înțelesul acestei definiții, realizați ce înseamnă președintele. Apoi, cine numește directorii la serviciile secrete? Președintele. Cine numește judecătorii și procurorii? Președintele. Da, da. Judecătorii nu numește, nu zice el, vreau pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta. Sunt propuneri pe linie instituțională. No. Sunt propuneri pe care președintele le-a... Nu. Președintele le spune, dar... președintele le... Vai de mine. Cred că nu știți ce se întâmplă la Cotroceni. Acolo se fac toate listele. Mai mult, președintele este mediator. Când ați văzut vreodată un președinte care să medieze politica românească? Și ce-ar trebui să facă Iohannis, mai ales acum în colapsul ăsta? Le-am spus-o de nenumărate ori. În locul lui Iohannis, dacă eram acolo, îi luam pe toți la masa rotundă la Cotroceni, închideam cheia și le spuneam: până când nu ajungem să semnăm cu toții un program de guvernare până pentru o perioadă de 25 de ani, astfel încât nimeni să nu mai intervină pe legislație, în primul rând pe învățământ, în al doilea rând pe justiție. Trebuie refăcută toată legislația din Parlament. 4 ani de zile, următorul Parlament are obligația să ia foaie cu foaie și să ajusteze care este legislația. Modelul de societate? Cum vedeți dumneavoastră România că ar trebui să arate? Care este modelul societății? O societate cu economie de piață, cu stat de drept, aveți un model anume? Dacă ar fi să ne uităm în lume, care este modelul cel mai apropiat de cum vedeți dumneavoastră România? Niciun stat nu are modelul perfect. Și dar cel mai apropiat? Nu.
Aș lua de exemplu pe sănătate modelul francez. Au cel mai bun model social. Și vă spun din experiența mamei mele, care este și medic, da, și locuiește în Franța, dar este și pacient cu o boală foarte gravă. Ori sistemul social, sistemul sanitar din Franța, seamănă foarte mult cu sistemul nostru din perioada comunistă, dar un pic mai elaborat și mai adus, mai modernizat. Să știți că comunismul nu a avut lucruri numai rele, a avut și părți foarte bune. De exemplu, legea pensiilor de pe vremea lui Ceaușescu era de 1000 de ori mai bună decât tot ceea ce s-a făcut în acest timp, în 33 de ani. Și asta am vorbit-o cu judecători care au vreo 60 de ani acum și care au prins și timpurile de pe vremea lui Ceaușescu, au făcut studiu comparat, pentru că am avut discuții aplicate și cu persoane care se ocupă de sistemul pensiilor și mi-au spus, da, într-adevăr, trebuie reluată legea pensiilor de pe vremea lui Ceaușescu, evident, adaptată, mai modernizată, pentru că s-a mai evoluat de atunci, dar aia trebuie să fie baza. Economic. De care ar fi modelul cel mai apropiat? Economic ne dă Constituția României care trebuie să fie modelul. Și cum îl vezi? Articolul 136 din Constituție. Nu poți să vinzi, nu poți să înstrăinezi tot ceea ce ai ca resurse și ca obiective strategice de stat. Ok, chiar asta vreau să vă întreb. Dacă ți ajunge la guvernare, ați impune naționalizarea unor resurse sau sectoare? Naționalizare, sau vedeți că este un termen destul de complex, pentru că oamenii se duc în timp, în spate, către naționalizarea comunistă când s-au naționalizat proprietățile oamenilor, ceea ce nu e cazul. Da? Nu vorbim de companii. De companii. Companiile strategice ar trebui să aibă același regim cum au, de exemplu, în Franța, iar sau în Ungaria, sau în Polonia. Avem, da? Deci, de exemplu, tot ceea ce înseamnă utilități. Acolo, majoritatea trebuie să o aibă de acționariat, trebuie să fie al statului român, pentru că nu ne jucăm cu chestiuni care sunt de securitate națională. Astea țin de securitatea națională. Apa este înstrăinată, este dată la francezi. Păi dacă mie mi se întâmplă ceva vreodată, eu trebuie să solicit unei companii străine, ca stat, să mă ajute, credeți că compania dar aia mă ajută? Compania străină e doar cu acționariat străin, pentru că ea se supune legislației din România. Nu. Nu, nicio legislație din România nu este respectată. Asta e altceva, da. Că nu respectată legislația. Și atunci nu îți trebuie o mână de fier care să impună. Okay. Păi nu e altă discuție. Asta e discuția. Pentru că o mână de fier impune o rigurozitate a legii. Da, unde nu e lege, nu ai ordine. Ok, dar asta nu înseamnă că trebuie să naționalizezi acea companie. Dacă ai mână de fier, poți să impui. Dar nu e vorba de companie, este vorba de resurse. Am înțeles. Și nu le naționalizezi, ți le impune Constituția României, care e regimul lor. Sub orice formă am numit eu, deci dumneavoastră susțineți că ar trebui luat statul să-și o majoritate, da, statului în tot ceea ce înseamnă domenii de securitate națională. Asta am... E obligatoriu. Am înțeles. Pentru că să știți că societatea nu e formată numai din mine, dumneavoastră, persoane care își permit să plătească, deși cu greu la ce prețuri sunt acum căldura, apa și curentul, chiar sunt chestiuni care ar trebui să fie politice ale statului pentru marea majoritate a poporului român, care, iertați-mă, din statistici, 70% din români sunt săraci. Iar din aceștia, 30% stau sub pragul sărăciei. Eu nu vorbesc de cei 30%, sau cred că s-au și mai împuținat după ce au intrat în vigoare aceste ordonanțe care, de fapt, au anulat posibilitatea întreprinderilor mici și mijlocii de a mai trăi. Deci credeți-mă, ca avocat, mă sună foști clienți și îmi spun, doamna Șoșoacă, eu vreau să mă ajutați să-mi închid afacerea. Și sunt oameni pe care îi știu de 20 ceva de ani. Și îmi spun, dar de ce? Nu pot să fac față. Nu am cum. Am atâtea taxe de dat încât deja mi-au depășit, deci nici măcar 5% eu nu mai am profit. Eu din ce să mai trăiesc? Și atunci se termină. Îi bagă în șomaj nenumărați angajați, ceea ce înseamnă că
că acest șomaj, evident, trage în jos tot bugetul statului. De unde să mai tot ai? De unde? Când ați văzut, inclusiv prim-ministru, inclusiv ministrul finanțelor, spune că va trebui să ne împrumutăm pentru a plăti salarii și pensii. Păi dumneavoastră realizați ce înseamnă asta? Păi înseamnă că noi, în fiecare an, atragem împrumuturi nu pentru a ne dezvolta și a ridica economia care să ducă la noi locuri de muncă, care produc taxe. Cum veți ridica dumneavoastră economia? Foarte simplu. Sunt foarte simplu. Odată ce respect Constituția României și mi-aduc resursele acasă, deja e un punct câștigat. Doi la mână. Redevențele. Ce e redevență de 2%? Care stat mai are redevență de 2-3%? De ce o fac? De ce au acceptat redevențe mici? De ce credeți? Cine? Statul român? Da. Reprezentanții? Da. De trădători. Au trebuit să plătească niște avantaje de moment personale, nu ale României, și au trebuit să asculte niște ordine. Și dumneavoastră, dacă nu ascultați, nu o să ascultați niște ordine, nu riscați până la urmă ca România să fie izolată? Vi se pare că Ungaria este izolată? Nu este izolată, dar nici nu cred că este. Adică, din punctul meu de vedere, nu este neapărat un model. De ce nu e un model? Ați văzut cum a pus punctul pe ei, ca și Polonia. Ungaria și-a văzut interesul ei. Și atenție, sunt totuși este un stat care atentează la integritatea teritorială a României prin acțiunile pe care le fac conducătorii. Dar asta nu înseamnă că nu mă uit la ei ca la un exemplu de respect față de popor și țara lor. Okay. Pentru că Ungaria, da, i-au spus că este sancționată. Ce-a făcut domnul Orban? Au exercitat dreptul de veto al Ungariei în cadrul Consiliului Europei și acum ce s-a întâmplat? Le-a ridicat sancțiunile și au început să pună condiții cu privire la aderarea României și Bulgariei la Schengen. Cum vi se par? Domnule, dacă nu ai oameni bine pregătiți, diplomați de carieră, oameni politici, oameni politici, nu politicieni, e o diferență. Dacă nu ai oameni politici, dacă nimeni nu mai studiază Nicolae Titulescu, ca să poți să te duci în calitate de om vertical, de un reprezentant real al statului român și să folosești toate pârghiile legislative, pentru că Ungaria nu face nimic altceva decât să-și folosească clauzele din tratatul de aderare. Am înțeles. Sunteți pentru sau contra ieșirii României din Uniunea Europeană? Eu nu pot să impun așa ceva. Singurul care poate impune e poporul român. Acest lucru nu se poate face decât din referendum. Ați susține un referendum pe această temă? Da, pentru că îl cer românii. Dumneavoastră personal, sunteți mai degrabă pentru? Cum ați vota? Eu am spus altceva. Să spunem că ieșim din Uniunea Europeană. În momentul ăsta, ești gol pușcă. Noi am intrat o țară cu industrie, cu resurse ale noastre. În momentul ăsta noi nu mai avem nimic decât împrumuturi și datorii. Nici nu ai capacitatea să ieși. În viitor, dacă eu mă repun pe picioare și se poate face tot prin pârghiile europene, voi mi-ați luat, voi îmi dați înapoi cu dobânzi și penalități, pentru că eu trebuie să-mi revin. Să știți că toate statele europene... România nu are puterea în momentul ăsta. Nu există așa ceva. Să facă acest lucru. Nu are există. Putere, nu poate influența țări ca România Germania, poate Franța, influența pentru că România nu are puterea, pentru că nu are oameni care să o facă. Dumneavoastră m-ați întrebat, eu în calitate de președinte al Partidului Socialist România și Partidul Socialist România cu oamenii săi. Păi dacă eu ajung la guvernare și am majoritate în Parlament, credeți-mă că sunt oameni de cel puțin atitudinea mea care se pot duce și pot negocia. Okay. Stimate domn, România are aceleași șanse ca toate celelalte state. Dar ține nu aceeași putere. Are puterea ți-o face omul. Puterea stă în mâinile noastre. Okay. Și în capacitatea noastră de a trimite profesioniști. Dacă, spuneți-mi și mie, ce-l oprește pe comisarul european care reprezintă România
să aibă aceeași atitudine ca și comisarul european care reprezintă Ungaria, Ungaria care e stat mai mic decât România, dar Cehia, dar Slovacia, dar Polonia. Toate sunt state fost comuniste, da? Toți am pornit din același punct. Pentru ce ele au putut și noi nu? Ține de calitatea umană, de calitatea profesională. Și uite, la economie. Se poate merge de la agricultură. Agricultura, dar trebuie să te zbați să iei acei bani pe care ți-i dă Uniunea Europeană, care cea mai mare parte din ei sunt tot de noi dați, pentru că anual noi dăm o anumită sumă la, la buget. Da, primim mai mult, dar noi luăm. Uitați-vă cum și din PNRR ni s-au luat câteva sute de milioane de euro, pentru că nu am fost în stare să investim. Și atunci, unde e problema? Oamenii. Nu ai oameni capabili ni să gândească și, credeți-mă, am vorbit și cu europarlamentari din alte țări. Și mi-au spus, doamna Șoșoacă, zice, dacă ar fi ca dumneavoastră sau jumate din comportamentul dumneavoastră, ar obține tot. Dar ei vin, ne dau totul pe tavă și mă scuzați, e voința dumneavoastră. Zic, da, dar aveți o problemă. Pentru că în momentul în care eu vin și tot dau și drepturile mele sunt anulate prin acest comportament, nici voi nu mai respectați tratatul și toate tratatele care au decurs, pentru că trebuie să existe un echilibru între drepturi și obligații. Ori eu îmi îndeplinesc obligațiile, da? Uitați-vă ce aranjamente sunt cu intrarea României în Schengen. S-a gândit vreodată cineva să se ducă, exact cum am vorbit eu cu câțiva reprezentanți de la UE, și le-am spus, bun, intrăm în Schengen. Voi sunteți de acord, Austria, văd că acum și Ungaria se opune și Olanda are niște probleme, mă rog. Cine îmi garantează mie că acest spațiu Schengen nu va aduce un și mai mare trafic de droguri și un și mai mare trafic de persoane? Pentru că nu știm ce avem la graniță, da? Intră acum, de când cu războiul cu Ucraina, ONU a dat un raport care spune că... Deci sunt niște riscuri, dar să înțeleg că dumneavoastră susțineți că România n-ar trebui primită în spațiul Schengen? Nu cred, nu e că nu ar trebui. Conform legii trebuia să fim din prima, nu de acum. Nu, considerați că nu este oportun, nu este benefic. În primul rând, ceea ce se întâmplă benefic în momentul în care am garanția că nu mi se ridică procentul infracțional. Păi depinde și de noi asta. Păi eu ce vă spun? S-a gândit că am vorbit și cu domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu, zic, tu știi ce înseamnă Schengen? Doi la mână, știți că s-ar putea rezolva acele cozi interminabile ale tiriștilor? Am vorbit și cu tiriștii, am vorbit și cu cei de la MAE și cu cei de la Ministerul Transporturilor. Da. E o problemă la Cântar. Pentru că ei sunt opriți, puși pe Cântar, un Cântar așa. Ați fost la Ungur să vedeți cum se trece cu Cântarul? Tirul trece cu 30-40 de km la oră. Cântarul este electronic, îți înregistrează. Dacă cumva se depășește cantitatea legală, puțin mai încolo se transmite automat, electronic, și îl oprește pe dreapta. În rest, la ei se fluidizează traficul. Ați, sunt chestiuni tehnice care pot fi rezolvate. Bun, ce părere aveți în legătură cu apartenența noastră la NATO? Este mai degrabă benefică sau mai degrabă nu? Ține tot de oameni. Pentru că apartenența la NATO este destul de complicată în aria noastră. Uitați-vă ce a provocat. În primul rând, noi nu mai avem armată. Noi avem pe teritoriul României baze militare străine, care acum sunt baze, câteva sunt cu NATO, dar în rest sunt baze militare americane. Da, știu că America conduce NATO, dar sunt baze militare americane. Conform acestui tratat de parteneria strategic cu Statele Unite ale Americii, noi suntem parteneri egali. Din punct de vedere juridic, în momentul în care am parteneriat egal, înseamnă că ceea ce se întâmplă, se întâmplă cu reciprocitate. Și vă întreb, câte baze militare românești sunt în America? Păi am avea, dacă am avea nevoie. Nu. Dar avem nevoie de baze militare. Dar ei au nevoie în România? Păi au nevoie. De ce? E un spațiu pe care încearcă să-l țină protejat de Rusia, de tot felul de alte amenințări. Ne-a atacat cineva?
Nu, dar e o prevenție, nu? Deci, prevenție? Alianțele militare sunt în general preventive, nu sunt... Și de ce pe teritoriul meu și nu pe al altor state? Eu vă imaginați că dacă noi n-am avea protecția articolului așa. 5 al Tratatului Nord-Atlantic, vă imaginați că noi n-am fi fost atacați? Nu, n-am fi fost atacați niciodată, pentru că niciodată, credeți-mă, nu a fost pusă problema așa. NATO, mi-aduc aminte, 1999, a bombardat Iugoslavia și a făcut praf Serbia într-o noapte de Paște, iar pe bombele lor scria Happy Easter. Mie NATO nu mi-a adus decât obligații, contracte pe care noi le-am plătit, iar ei nouă nu, cu America nu ne-au dat niciun produs înapoi. Am făcut interpelare și plângere pe chestia asta și în continuare semnăm acte adiționale. Noi suntem proștii care dăm bani pe ceva ce nu vom avea niciodată. Doi la mână, mie nu mi se pare că e prevenție, ci e provocare. Este o provocare la adresa întregului spațiu. Să fim foarte clar, cine nu știe istorie, să pună mâna să o învețe. Spațiul ăsta de aici ar putea să fie Elveția Balcanilor. Eu vreau neutralitate și să știți că toți ar fi interesați de o neutralitate aici și o să-mi spuneți, da, dar suntem membri NATO. Da, dar și Ungaria e membră NATO și Turcia este membră NATO, însă și-au respectat suveranitatea, pe când România a cedat-o. A fi membru NATO și spuneați de articolul 5. Să știți că articolul 5 nu vă apără cu nimic. Știți ce scrie în tratatul nostru la NATO? Știți ce înseamnă cum se aplică articolul 5? Primele 72 de ore te descurci singur. Cum mă descurc eu singură cu Rusia? Ca pe care ziceți că ne-ar ataca. Rusia nu atacă pe nimeni dacă nu atacă. Iertați-mă. Ca dovadă v-am spus că o să avem graniță cu Rusia. Ați văzut ce face acum cu Odessa? Ați văzut ce spun eu de 2 ani, aproape 2 ani de zile, că dacă de pe teritoriul nostru vor pleca avioane să lovească Rusia, Rusia va considera că noi suntem stat beligerant? Exact asta face acum, pentru că sunt niște reguli ale războiului. Noi suntem stat beligerant. Noi ne băgăm în gura lupului. Și hai să vă spun ceva. Austria, cel mai mare investitor al Austriei, peste 80% investiții este Rusia. Ungaria, relații economice și diplomatice cu Federația Rusă. Pe mine nu mă interesează să fiu prietenă. Pe mine mă interesează să am relații de bună vecinătate. Pe mine mă interesează relații economice. Și atâta timp cât Rusia înghite orice produs de pe lumea asta și îmi poate da resurse ieftine, pe mine mă interesează colaborare. Poate să facă Ungaria la fel, colaborez cu Ungaria. Poate să facă Serbia, deci, colaborez cu Serbia. Considerați că Rusia este binevoitoare? Nu. Rusia își vede de interesul ei, cum ar trebui să ne vedem și noi, dar nici o țară și nici o putere din lumea asta nu e binevoitoare cu nimeni decât cu ea însăși. Dar spuneți-mi... Trebuie să o gândim pragmatic. Un singur... Nu, două lucruri bune pe care le-a făcut Rusia pentru România până acum. Domnule, nu mă interesează în istorie. În istorie vă spun, a fost un împrumut pe la 1877 și a mai fost un împrumut în perioada stării de foamete. Problema nu așa se pune. Problema se pune în contextul în care, că dacă vreți să vă spun niște lucruri și mai rele, vă spun și pe alea rele. Dacă vreți să construiți poduri care să ne facă să avem o relație de bună vecinătate, nu prietenie, atunci va trebui să vă uitați în trecut doar să învățăm din istorie și să ne ferim. Noi n-am învățat un lucru. De fiecare dată am ales partea cea rea și ne-am trezit cu România tăiată în bucăți. Ceea ce se va întâmpla și acum. Să nu vă închipuiți... Foarte frumos! Să nu vă închipuiți că America cu Rusia nu negociază pe la spate. Uitați-vă că tot acest război a împins Rusia în brațele Chinei. Păi deja am două mari puteri ale lumii care s-au coalizat. Noi suntem niște amărâți aici, America e la 12.000 de kilometri depărtare, credeți că va veni cineva vreodată să ne apere pe noi? Nu! Noi suntem vaca de mulți pentru toată lumea. Noi suntem cei care am dat jumătate din România. Situația asta, pentru că nu stă în puterea unui președinte sau unei țări. Ba da, stă în puterea unei țări. Ba da, cum Orban, cum ăsta din Polonia, cum Erdogan din Turcia au reușit să-și facă țările lor. Da? Turcia nu este o mare putere.
Turcia este un stat. Este. Dar Erdogan a știut să facă din Turcia o mare putere. Atenție foarte mare! Ține de oamenii de stat să reușească. În același timp, în Turcia, Erdogan a avut nenumărate încălcări ale drepturilor omului, arestări. N-are nicio legătură cu ce vă spun eu acum. N-are absolut nicio legătură. Eu nu cred că sunt mulți români care ar vrea să trăiască într-o societate în care... Vă duceți pe o pantă greșită și... Guvernul poate să aresteze fără... Nu are nicio legătură cu ce vă spun eu acum. Okay. Are legătură cu statul și cu puterea unui stat. Ce face el acolo? Păi să vă spun câte încălcări ale drepturilor omului sunt în România de 33 de ani? Să vă spun câte încălcări ale drepturilor omului le face Bruxelles-ul? Să vă spun câte încălcări ale drepturilor omului... Deci n-are nicio legătură. N-are nicio legătură. Poți să respecti drepturile omului în țara ta. Acolo nu vorbim decât de relația statului cu poporul său. Am Eu aici vorbesc de o relație a statului, a unei țări, că e democrată, că e dictatorială, că e ce-o fi, de relația unei țări și poziția ei față de o altă putere. Noi trebuie să ne vedem interesul și să gândim pragmatic, că, slavă Domnului, avem o istorie atât de tumultoasă și din care am ieșit atât de prăfuiți și atât de zdrobiți, încât ar trebui să învățăm din istorie și ar trebui să folosim aturile pe care le avem. Pentru că poziția noastră geostrategică, de aici geopolitică, ar fi trebuit să ne facă să înțelegem că am fi putut fi acea parte neutră care să-i facă pe ceilalți să negocieze și aveam de câștigat. Puteam fi Elveția Balcanilor. Ok, am înțeles poziția noastră. A devenit mai clar pentru mine. Acum vă întreb personal, cum îl vedeți dumneavoastră ca persoană pe Putin? Aveți... Care este părerea dumneavoastră? Putin nu e o persoană, Putin e un sistem. E un sistem. Cum Biden e un sistem. Iohannis e un sistem. Vă place sistemul Putin? Nu am de ce să spun că îmi place sau nu-mi place. Eu nu trăiesc în Rusia să știu dacă îmi place. Eu nu pot decât să mă uit și să văd cum acționează. Credeți că ei nu au atacuri în Rusia? Ci că sunt acolo, sunt foarte multe grupări care încearcă să-l anihileze pe Putin. Dar este un model pentru noastră? Nu este un model decât în măsura în care luptă pentru țara sa și face din Rusia o putere. Eu nu am modele. Eu mă uit și văd cum reacționează unul și altul. Îi văd cum negociază. Le văd mișcările. Asta trebuie să ne uităm la toți și să învățăm și noi strategii. Chiar vreau să vă întreb dacă aveți un model politic. Actual, în viață sau... trecut din istorie. Din punct de vedere al Unirii Burebista. Dar nu cunoaștem prea bine. Păi, dacă nu știm istorie, nu-l cunoaștem. Nu avem... Eu vorbesc de unirea triburilor dacice. Okay. Mi-ar plăcea să învățăm din istorie lucrurile pe care le-a făcut toată lumea. Mi-a plăcut, de exemplu, Mihai Viteazu, deși a făcut foarte multe... A făcut și el greșeli. Asta este că ești om. Până la urmă tu trebuie să iei niște decizii pe loc fundamentale. Dar să nu uităm că Mihai Viteazu a făcut prima mare unire și îi datorăm enorm. Mi-a plăcut de Alexandru Ioan Cuza. Mi-a plăcut de Ștefan cel Mare. Vedeți că i-am și, și la mine la birou. Mi-a plăcut de Țepeș pentru că a instaurat totuși ordinea și disciplina. În timpurile noastre... Pot să iau, de exemplu, de la Ceaușescu să mă uit, că ziceți mai contemporan. Da. Ceaușescu care a avut curajul, de exemplu, să se impună în fața Rusiei când a fost invadată Cehoslovacia. Dom'le, nimeni n-a avut curajul în lume să o facă decât acest român. Că a fost unul din regim dictatorial. Că și regimul ăla a avut părți bune și părți rele. Nu există un om perfect, nu există un conducător perfect și nu există statul perfect. Tindem spre perfecțiune, e posibil să facem și greșeli. E normal, e latura umană a noastră, dar iei de la fiecare câte o parte bună. Nu mi-aș dori să fiu ca nimeni. Eu îmi doresc să învăț de la fiecare, să mă uit, să văd, să mă feresc să fac greșelile lor, să mă înconjur de oameni extraordinari care să aibă viziune, care să respecte legea
și mai mult decât orice să iubească poporul român. Okay. Pentru că acești politicieni, atenție, poporul român este un popor care nu e iubit. De aici vin toate problemele. Bun. Aș vrea foarte pe scurt să-mi spuneți ce părere aveți despre următorii lideri politici de la noi. Să-i caracterizați foarte pe scurt. Ciolacu. Ce e lider? Politician. Ce-o fi el? Nu contează. Foarte slab. Foarte extrem slab. De slab. Ciucă. Nu știu cum a ajuns general. Iohannis. Șase case. Asta vă spune dumneavoastră. Asta ce înseamnă dumneavoastră? Corupție sau ce? Corupție, minciună. În primul rând, gândiți-vă că este o persoană care joacă rolul de... joacă rolul și îl joacă prost de președinte al României, care de ziua României pleacă în Dubai. Ok. Cătălin Drulă. Dom'le, e atât de insipid din color, în odor, doar că numele său e așa mai simpatic, dar în rest nu are nicio legătură nici cu politica, ci doar cu politica de dezintegrare a României. Și nu e un lider. Cum adică de dezintegrare? De ce urmărește după? Păi ăștia sunt USR-ul, dezintegrarea României. Și moral, și stat, și statal. Statal? Adică ce susțin? Dezintegrarea. Desfinderea, renunțarea la suveranitatea României și la independența ei. Ok. Simeon. Nu are nicio legătură cu calitatea de lider. Este un puș care n-a muncit niciodată în viața lui și susținut de servicii, creația serviciilor, care la momentul ăsta ia meditații să învețe să vorbească și își plătește televiziunile și interviurile și le învață pe din afară. Dar în cazul în care ar fi schimbat Simeon de la vârful, s-ar schimba conducerea AUR, Simeon, ați face o alianță? Simeon nu este conducerea AUR. Conducerea AUR este formată din foarte mulți oameni. Mai mult în teritoriu au intrat oameni certați cu legea, foarte mulți PSD-iști și PNL-iști, traseiști politici și nu traseiști de bună calitate. Că sunt oameni care, de exemplu, au sărit dintr-un partid în partid pentru că au încercat să facă lucruri bune și nu au fost lăsați, chiar profesioniști. Nu de această calitate. Deci este foarte greu. Partidul AUR deja e un fel de PSD. Nu înțeles. Cu ce partid ați exclude din start orice discuție pentru orice fel de alianță, dacă ar fi vorba la un moment dat? E vreunul cu care să poți să faci alianță? Da, dar la un moment dat se poate pune problema. Uite, domnule, se poate discuta cu X, dar nu vrem să discutăm, nu vrem să avem de-a face cu Y. Aveți un partid pe care îl considerați de nediscutat, de nenegociat? USR-ul? UDMR-ul? Înțeles. Ok. Și eu aș mai avea o întrebare. Dar știu că dumneavoastră... Dar să știți, atenție! Da. La ceea ce se întâmplă acum, din punctul meu de vedere, nu mai există un singur partid. PNL, PSD, USR, UDMR, PMP, Pro-România, inclusiv AUR, au ajuns să fie un sistem. Sunt un sistem toate. Toate au devenit un partid unic. Deci, USR-ul în primul rând a venit cu această tentă neomarxistă. UDMR-ul vine cu dezintegrarea statului român. Deci sunt lucruri la care cu ce să vorbești cu ei? Că n-ai ce vorbi. Eu nu pot să accept comunitate din asta LGBT să devină majoritară. Cu tot respectul. Okay. Deci, nu poți. Atenție! Și în general nu dau nume de partide pentru că este o mocirlă. Trebuie poporul român să înțeleagă că cu aceste partide, deci eu n-aș discuta cu partide, nici cu PSD, nici cu PNL, nici cu AUR. Eu aș discuta cu oameni, cu profesioniști. Trebuie trecut de statutul de partide. Și cred că ar trebui schimbată Constituția dacă vom avea o conducere naționalistă. Pentru că partidele sunt atât de decăzute moral, încât nu cred că mai reprezintă pentru viitor o posibilitate. Păi, dar asta, dumneavoastră, vreți să desfințați sistemul de partide?
Păi da, UDMR-ul e partid sau ONG? Nu, vă întreb așa, indiferent cum... Păi nu, și eu vă întreb. Trebuie refăcut sistemul din temelii și credeți-mă, nu să nu mai votăm partidul, ci omul. Păi, pentru că partidele că sunt... un alt fel, un fel de regim politic. Nu e adevărat. Un regim care nu mai... Deci un regim fără partide, da? Care nu votează partid, nu mai e un regim democratic. Ba, este foarte democratic. Trebuie să votăm... segmente. Trebuie să votăm oameni, pentru că partidele din România sunt grupuri infracționale. Și dacă organizate. Vom ajunge tot acolo, că până la urmă ajung... Nu, trebuie să votăm oameni. Iar partidele, dacă vor să mai existe, trebuie să aibă o cu totul altă legislație. Atenție! Oricum în România cum nu sunt partide. Cum asta ca să... În primul rând, dacă o să vă uitați, legislația partidelor este atât de, de simplistă, încât mai mult nu le impune mai nimic. Toate se iau după statutul lor. Și fiecare își face statutul după cum consideră el. Dacă o să vă uitați în anumite statute ale unor partide, o să vedeți că acolo e dictatură. Eu am văzut niște statute de cred că nici Corea de Nord nu l-are. Considerați că statul ar trebui să aibă un control mai mare asupra... Nu statul, nu, nu, poporul. Păi, dar poporul nu există în abstract. El ba, există. Poporul este reprezentat de un stat. Printr-un stat. Nu. Poporul este reprezentat de oameni în Parlament. În fine. Ok. Este mult mai elaborată concepția, da, pentru că partidele au ajuns să fie grupuri infracționale organizate. Vă spun că trebuie făcută ordine. Vă spun că fiecare care a greșit trebuie să plătească. Vă spun că trebuie schimbată legislația partidelor pentru că li s-a permis să ajungă grupuri infracționale organizate. Trebuie schimbată legea electorală. Trebuie schimbată legea de finanțare a partidelor. Eu una nu aș mai da un leu de la bugetul de stat partidelor. Și atunci vă spun eu că se ajunge unde vă zic eu. În momentul în care statul nu mai dă bani partidelor, ei vor trebui să se ajute din cotizațiile fiecăruia. Credeți că România au bani să cotizeze? Știți cum e în Germania? Partidele, ești adeptul unui partid, redirecționezi, cum e ăsta, 2%, 3% și mai departe, către partidul respectiv, la sfârșit de an. De ce n-ar trebui să fie și la noi așa? Am înțeles. Ok. Mai am două întrebări. Una, presupunând că ați avea un copil care s-a întâmplat să vă spună în adolescență că este gay, un băiat, și v-ar cere să votați la un moment dat legislația care să permită căsătoria persoanelor de același sex. Eu nu sunt doamna Lasconi. Nu mă confundați. Întrebarea asta să-i opuneți doamnei Lasconi. Nu, vă întreb cum ați reacționa. Cum aș reacționa? Da. La psiholog și la psihiatru să vedem ce probleme are. Conform rapoartelor psihologilor și psihiatrilor. Eu nu aș avea un astfel de copil. Dar da, se poate întâmpla. Se poate întâmpla și se poate remedia situația. Credeți că se poate? Nu este normalitate. Normalitatea este făcută din Adam și Eva. Nu din Adam și Adam și Eva și Eva. Da, există posibilitatea să existe astfel de oameni. S-a scos articolul 200 din codul penal, dar niciodată nu o să mă vedeți că voi susține o căsătorie dintre persoane și același sex. Pentru că se încalcă principiul creștinismului. Eu sunt creștin ortodoxă și nici mie nu trebuie să-mi încalce nimeni drepturile mele religioase. Da, da. Creștinismul nu este un sistem juridic. Poftim? Nu e un sistem juridic. Creștinismul este un... Ba da, creștinismul, sistemul juridic a pornit de la Decalog. Ok. Și ultima întrebare, mai mult sau mai puțin în glumă, este următoarea. Rareș Bogdan a promis în campanie, ultima campanie electorală, că va desfința pensiile speciale în 30 de zile. Întrebarea mea este următoarea. Dacă aveți totuși o atât de poziție nuanțată față de Rusia, dumneavoastră în cât nu timp... Nu e nuanțată. Numai puțin. În cât timp veți aduce tezaurul înapoi? Păi dacă mi-ați fi ascultat ultima intervenție cu ultima mea vizită de marți la ambasada Rusiei, unde am fost pentru a discuta tezaurul din Rusia, dacă ați fi citit din interpelările mele, ați fi văzut că statul român a renunțat la tezaurul din Rusia, știați? Cum adică a renunțat? A renunțat.
Și mai mult decât atât, în 2012, o rezoluție a Uniunii Europene a menționat că niciodată România nu și-o mai luat tesaurul înapoi. Și dumneavoastră ce veți face dacă, în legătură cu asta? Dacă păi în momentul ăsta, trebuie, pe relație de război cu Rusia, credeți că Rusia va da ceva? Poate o bombă. A și spus că va da bombe, nu? Dacă nu suntem cuminți. Și dăm F-16 pe ei. Și atunci care e soluția? Să fim cuminți? Nu. Față de Rusia? Cuminți în sensul de a nu ne băga într-un război în care nu ne aparține. Eu una nu aș trimite avioane F-16 de pe teritoriul României împotriva niciunei țări. De când România a devenit stat agresor? Doi și la mână. Să considerați că Rusia nu ne-ar agresa chiar dacă noi i-am provoca? Păi de ce să provoși pe cineva la luptă? Chiar dacă nu i-am provoca, credeți că Rusia se va uita? A, nu mă bagă la România, în România că sunt prieteni. Dar nu e vorba de prietenie, păi, porniți de la premize greșite. Orice putere reacționează atunci când este atacată, orice stat. România trebuie să învețe să aibă relații de bună vecinătate cu toți vecinii săi, cei mai apropiați, și să-și vadă de interesul ei. Atenție! Dacă vrem să mai vedem ceva din tezaurul ăla, în niciun caz amenințând cu avioane F-16, cu tot respectul. Păi e ca și când acum aș trimite avioane F-16 în America. Cum ar reacționa America? Sau în China? Nu vedeți că se pornește de la premize greșite? Nu vedeți că sunt niște teze manipulatorii față de poporul român, căruia nu se spune realitatea? Știți că există o comisie bilaterală română-rusă pentru tezaurul din Rusia? A avut 5 întâlniri. Ultima întâlnire a fost în 2019. S-au suspendat lucrările din 2020. A fost pandemia, pormă războiul. Comisia aceea, dacă o să vă uitați pe actele ei și pe comunicatele de presă ale Ministerului Afacerilor Externe, am avut o emisiune a lui Lazarus și am avut, cred că, 2 ore cu documente, v-am arătat absolut tot. Comisia aceea nu e pentru aducerea tezaurului în țară, ci pentru a analiza documente și a reface istoria. Pă bune, de asta avem nevoie? De o comisie bilaterală care să îngăsească documente fără să-mi aducă tezaurul acasă? Știți că tezaurul nostru este dus pe calea Germaniei în Franța și o parte din el a ajuns în Austria? Credeți că în 100 și ceva de ani a mai rămas el tezaurul, care tezaur nu înseamnă numai aur? Înseamnă bijuterii, înseamnă opere de artă, înseamnă tablouri, înseamnă numismatică, înseamnă o sumedenie de astfel de valori. Nici măcar nu există rapoarte de inventar, pentru că atunci se încărcau repede. Cred că trebuie să vorbiți cu istoricul Gică Manole. Eu vă pun la dispoziție toate actele. Deci eu marți, când am avut stabilită întâlnire să vorbesc despre ortodoxii noștri din Ucraina și am aflat și pormă mi s-a confirmat din Ucraina că într-adevăr biserica din românească ortodoxă din Ucraina nu mai aparține de Patriarhia Rusă, unde mă trimite Patriarhia Română și mă trimite și prim-ministrul României, că de acolo nu te duci și vorbești cu ruși și să aibă grijă de ortodoxii de acolo, că sunt ai lor. Și când aflu că sunt autonomi, păi și atunci de ce Patriarhia Română nu-i ajută? Nu sunt creștini, nu sunt frații noștri creștini? De ce România nu-i ajută? Că sunt românii noștri. Da? Deci, atenție că sunt niște chestiuni care se folosesc în campanii electorale într-un mod total manipulator, care nu au legătură efectiv cu istoria, care nu au legătură nici măcar cu alegerile, pentru că țin de starea și de relațiile pe care le are România în regiune, de statutul său de stat suveran și independent, pentru că dacă ești stat colonial, tu nu mai poți să decizi pentru politica ta, de stat care e condus de persoane suverane și independente și care știu să aibă relații diplomatice, și așa cum Ungaria are relații și cu America, și cu China, și cu Bruxelles, și cu Rusia, vreau și eu, exact ca Ungaria, să am relații cu absolut toate aceste mari puteri. Ok. Încheiem cu Iașu. Dumneavoastră sunteți senator de Iași. Spuneți-mi, cum ați reprezentat Iași în acești aproape 4 ani? Păi, din ceea ce mi s-a spus, sunt unicul parlamentar care chiar a reprezentat Iașu în toată această perioadă. Mai concret. În primul rând, după cum vedeți, eu am cabinet parlamentar la care sunt zeci de oameni la ușă, da? Așa este în fiecare zi și când nu sunt.
Dosarele pe care le am aici, în primul rând, le-am rezolvat o parte cu consultanță juridică oferită gratuit pentru cei mai mulți oameni au probleme de ordin juridic. Cele de abuzuri le-am dus în Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor. Am avut nenumărate situații în care am conlucrat cu instituțiile Iașului, mai ales în situațiile de abuz ale copiilor și am rezolvat foarte multe cazuri de genul ăsta. La spațiul din Decebal, spațiul social, unde nu mai voiau să mai prelungească contractele de închiriere cu persoanele care aveau nevoie de aceste spații sociale. Încă din primul an al meu de mandat am avut colaborare cu instituțiile și am prelungit contractele de închiriere, am rezolvat situațiile juridice, i-am ajutat să mai pună niște clauze acolo astfel încât să nu fie prejudiciat. Ați ajutat în special mulți oameni cu probleme. Foarte okay, multe probleme. Fiind și avocat, și atenție, foarte multe interpelări. Da. Cu privire la situația primăriei și a abuzurilor pe care le face primarul Chirica și Consiliul. Asta vreau să vă întreb. Cum și avem pe primarul Chirica? Chirica este un... face parte dintr-un grup infracțional organizat din punctul meu de vedere și mă bucur că i-am pus Curtea de Conturi pe cap. Și să știți că de la primărie am reușit prin plângerile mele penale. Unul dintre cazuri este anchetat domnul Chirica. Iar doi dintre cei care luau șpagă pentru locuințele sociale sunt în momentul ăsta în pușcărie datorită intervențiilor mele. Veți avea candidat la primărie și pe da, cine? Da, deocamdată nu vă pot spune, okay. Dar vom avea candidați peste tot. Dumneavoastră ați prefera mai mult să ajungeți prim-ministru sau președinte? Aș prefera să fiu președintele României Mari. Mulțumesc mult pentru... Și eu vă mulțumesc.